Un bărbat de 52 de ani din satul Țahnăuț, raionul Răzina, a căzut din imprudență în iazul din localitate și s-a necat. În iazul din apropierea satului Țahnăuț, raionul Răzina, avem un caz de deces a persoanei Leșanu Alexei, anul nașterii 1961, care din imprudență a căzut în bazinul acvatic de lângă pădurea satului Țahnăuț. Și în urma acestei căzături a decedat, s-a înnecat. Reprezentanții serviciului situații excepționale Răzina vin cu un apel către toți cetățenii, în special către amatorii de pescuit. Aș vrea să atenționez populația raionului Răzina în privința bazinilor acvatice, mai des pescarii care practică pescuitul de iarnă, să fie prudenți la gheața de pe bazinile acvatice, deoarece în condițiile de temperatură mai înaltă care sunt înregistrate acum în perioada aceasta, ea are tendința de a scădea din puterea ei și este ușor se sparge. Bazinile acvatice, cum ar fi iazurile, mai au gheață mai groasă, dar numai la mal. Adică asta nu se referă și la locurile unde e mai adânci. Și mai ales că sunt izvoare subterane care tot scad din grosimea gheței. Potrivit reprezentanților de la situații excepționale Răzina, acesta este primul caz de nec pe teritoriul raionului. Cazul este cercetat de către Comisariatul de Poliție din oraș.